bună seara și bine ați revenit cu Gala Conferanță, cu profesorul de matematică de la algebră. Așa trebuie să râsăm de bucurie și băi, fac algebră, e gata. Bă, la mine numai să la care nu mă așteaptă, are probleme, are mișoare. Geometrie. Miruna, trebuie să zic că îmi cer scuze că am făcut pe mine. Hai să vă spun. Am avut o zi foarte încărcată. Fost aia mică, prisă cu copiii. Și eu trebuie să fac ce mi-a spus ea. Să joc capra cu triesă. Deci eu zic, bubule, trebuie să jucăm capra cu triesă. Piesa. Da, și eu am împărțit lupul. Și capra și lup. Și ea ia cu iezișorii. Așa. Așa, am jucat acolo. Și cel mic al lui Cristi? Păi, al lui Cristi. Era și el, e mic, nu? E mic, mic, de 6 luni. Oh, el prea mic. Nu a participat, numai el. Așa că, m-a pus să le-am repetat. Adică, la program, vedeți? Da. Nu mă matematică. M-a spus să repet de vreo 2-3 ori. Ca să vă iasă bine. Să-mi iasă bine, că nu-i plăcea. Hai să-i dorim lecții. Așadar, asta a fost. Am epuizat. Nu mai întreba nimic, că l-am plecat. Așa. Hai, are un triunghi dreptunghic cu ipotenuza de 16 cm. Are un triunghi dreptunghic. Are triunghi dreptunghic, dar 32 radical din 3. ABC, să zicem, nu? Da. Egal cu 32 radical din 3. Centimetri pătrați. Hai să spunem că e un triunghi dreptunghic, da? Da. În unde îți spune dreptunghic în an. Să luăm și noi, da? Și că ipotenuza e de 16. BC-ul atunci. Da. Da? BC adăugăm egal cu 16 centimetri. Ai zis atât. Atât? Deci am vrea să facem cadetele. Și n-ai putut să faci pe asta? Nu. Da. Dă-mă încolo de treabă, mă. Nu am putut. Păi da. Adică cine? Care sunt cadetele? A. B. A, B egal cu cine? Și A, C egal cu cine? A, C egal cu cine? Dați-mi idei. Da, facem figură. Facem figură, mai pierdem timp. Dar nu trebuie figură aici. Pe cu cine gala aria copiii? De aici a plecat. Aria eta 1 ori C2 ori 2. Și asta, zicem. Aria. Deci C1 ori C2 P2 egal cu... Nu, Miruna, ca să mergem repede. Da. C1 ori C2 P2 egal cu 32 radical din 3. Da. Și? Păi de la ce? Mai trebuie în corelație. Corect. Și C1 plus C2 egal cu 16 la a doua. Cum C1 plus C2? C1 la a doua plus C2. Aaa, ești pe fază. Ce faci? Cateta 1 la pătrat plus cateta a doua la pătrat egal cu ipotenuza la pătrat. I-au zis și teorema lui Pitagora, nu? I-au zis cateta 1 plus cateta 2 și trebuie să o sancționez repede. Cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat egal cu ipotenuza la pătrat, da? Deci zicem ce? Lângă asta adăugăm cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat egal cu ipotenuza la pătrat, adică 16 la pătrat. Și avem două relații și trebuie să le lucrăm. Dați-mi idei. Ducem pe amplificăm aici Miruna cu 2, ca să ne liniștim, nu? Da. Relațiile. Și deci vom avea azi, trebuie să mă conduci. C1 ori C2 este egal cu 64 radical din 3. 64 radical din 3. Da? Și C1 pătrat de desubt, plus C2 pătrat. C2 pătrat egal cu 16 la pătrat. 156, da? Da. Ei, de aici încolo. Scoatem pe C2. Dar vreau o idee deșteaptă. Eu nu vreau să scot pe C2, vreau o idee deșteaptă. Acolo complic ghișitul. La pătrat, cum ați făcut vreodată, nu? Da? Așa, să fie, da. Visăm. Dacă aș avea și de 2 ori C1, C2, aș face un binom la pătrat. Corect. Dar 2 C1, C2. Ce bun e. Și trebuie de mult 2 C1 C2. C1 C2 îl știu. Da, pe C1 C2 îl știu, dar 2 nu știu. 2 C1 C2. Și atunci, Miruna, ce trebuie să facă? Mulțim cu 2. Mulțim cu 2 pe prima. Obligatoriu cu 2. Deci, fiindcă visăm la chestia asta să am 2 C1 C2,
am înmulțit pe prima cu 2 și atunci ea devine echivalentul. 2C1, C2 egal cu 128 radical din 3. Deci 2C1, C2 egal cu 128 radical din 3. Și de desubt C1 pătrat plus C2 pătrat egal cu 256, da? Facem din nou. Cum facem? Ca să apară. Haide, cum facem din nou? Le adunăm, că se bagă 2C1, C2 de desubt, da? Deci tragem aici la adunăm membru cu membru și vine C1 pătrat plus 2C1, C2, intercalăm. Așa, 2C1, C2, plus C2 pătrat, plus C2 pătrat. Dăm peste 28 în factor. Egal cu 128, 256, cred că are 128, da? 128, pe lângă. Radical din 3. Plus 2, nu? Da. Sau 2 plus radical din 3. Da. Facem binom acum. Aici, Miruna se strânge repede, să facem din nou, că visul pe care l-am avut acum s-a împlinit. Și apare C1 pătrat. C1 plus C2, totul la pătrat. Da, C1 plus C2, totul la pătrat, adică ăștia de aici. Egal cu 128. Pe lângă 2 plus radical din 3. 2 plus radical din 3. Și dacă la pătrat egal cu atâta, atunci simplu. Corect. Simplu, adică C1 plus C2. C1 plus C2. Radical din toată povestea asta. Deci, 128. Pe lângă 2 plus radical din 3. Și la mai departe cu. Egal cu plus minus. Două variante. Adică trebuie aici, nu e subcorect să zic numai cu plus. Modul. Trebuia să zic în modul, dar datorită faptul că catetele ca lungime sunt numere pozitive, nu pot să fie și numere negative. Ăsta e motivul pentru care n-am mai pus modul. Și n-am luat și varianta cu minus. Că la momentul când noi rezolvăm ecuația din timpul următor, x la 2 egal cu 4, zicem de aici că avem două variante, x1 egal cu 2 și x2 egal cu minus 2. Și 2 și minus 2 sunt bune. 2 la pătrat face 4 și minus 2 la pătrat fac 4. De aceea, și aici eu așa trebuia să-mi închipui, că ăsta e la pătrat, parcă ar fi fost x-ul de aici, la pătrat și aș fi avut corect. Nevoie să zic așa, plus minus. Corect. Dar fiindcă cateta ca mărime e un număr pozitiv, cateta dă un număr pozitiv, nu mai este cazul să mă ies în modul. Însă dacă n-aș fi avut referire la catete, trebuie să ies cu plus minus aici. Corect. Da? Bun. Și atunci zicem, radical dintr-un produs la de cu cine este egal? E un produs aici. Radical din 128, zi, cu radical din 128, ori radical din al doilea, da? Da. Deci egal cu radical din 128, ori radical din 2 plus radical, 2 plus radical din 3. Și egal mai departe. Egal radical din 128. 128, 3. Hai să faceți, să-l descompunem pe 28. 8 la 2 ori 2. 64 ori 2. 64 ori 2. Și scapă de 64. 8 radical din 2. 64 scapă de radical și vine 8, da? Adică. Deci vine 8 radical din 2. Ori radical din 2 plus radical din 3, da? Da. Așa. Cred că radicalul radical, să scriu un radical și mulțim aici, nu? Deci egal mai departe cu 8. Ori radical, un singur radical, da. Și 2, pe lângă 2, 2 ori 2, 4, plus 2 radical din 3. Sper să înțeleg, dacă nu mai insist încă o dată. Deci, radical, ori radical, scriem un singur radical și mulțim pe ăstea. Da. 2 pe lângă 2 plus radical din 3. 2 ori 2 face 4 și 2 radical din 3, am scris 2 radical din 3, da? Da. Bun. Nu sunt chiar încântat să las radicalii ăștia suprapuși. Mă deranjează 4 plus 2 radical din... Radical din 4 plus 2. Adică e radical din... A egal cu 4. Plus radical din 12.
Te gândești să bagi pe 2 acela subradical, da. Faci și 4, 3, 12. Și pe urmă să facem radicalii suprapuși formula aceea. Da, da. Dar dacă aveți un ochi educat și sunteți inspirați, poate vedem ceva deodată. Poate iar un binom. Da, 2 radicali din 3, ăla mă ajută și mă îndeamnă să cred că am șanse mari să construiesc un binom. Pi 4 ăsta... 1 plus radical din 3 este la 2. Am scris la 2 la 2. Pi 4. Da, pot scrie așa, dar trebuie să-l descompun să fac 3 termeni. Din 4 vreți? Da, ca să fie un binom. 1 plus radical din 3 este la 2. Bănești că e 1 plus radical din 3 totul la 2? Așa bănești tu. Ia să vedem dacă 1 plus radical din 3... Miruna, încercăm, da? Îl luăm întâi pe 4 plus 2 radical din 3 separat? No, merg pe ideea observația ei și să vedem dacă se duce la 4 plus radical din 3. Deci 1 plus radical din 3 adi. Miruna visează că așa ar fi binomul. Totul la pătrat acum, da? Da. Și cât ar face când zic la pătrat? Hai, te rog să mă ajut. 1 la pătrat, da. 1 plus de 2 ori 3 mă poate, adică 2 radical din 3, da. Plus 3. Și plus 3. Deci 1 și cu 3 face 4. Deci voi atât de ștrat. E 2 plus radical din 3 totul la 2. Nu, 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 e bun așa. Deci nu vezi că e acolo 4 plus 2 radical din 3. Deci faptul că e 4 plus 2 radical din 3 este exact așa. 1 și cu 3 este 4. Deci logicit binomul. Asta vreau să spun. Deci logicit. Tu ai zis 2 plus radical din 3? Așa te gândeai. Ia să vedem cât ar fi fost. Deci 2 plus radical din 3. Hai să vezi. Trebuie să te mă aduci pe culoarul tău. Și vine prima parte la pătrat, face 4. 4. Plus de 2 ori prima ori al doua. 2 ori 2 ori 2 ori... Deci plus 4 radical din 3. Că de 2 ori prima parte ori al doua, 2 ori 2, 4 radical din 3, 4 radical din 3 și plus? 3. 3. Și 4 cu 3 face 7. Deci dacă ar fi fost 7 plus 4 radical din 3, ar fi fost bine cu binomul tău. Dar așa a fost 4 plus 2 radical din 3. Deci, 2 radical din 3 te dirigează și zice așa, de 2 ori, prima parte, prima parte poate fi 1, 2 ori 1, că 2 ori 1 face 2, ori radical din 3. Și acum gata, a intrat, ți se dirijat. Că 1 e prima parte și radical din 3 partea a doua, da? Ți este a tras atenția că așa e corect din nou. Așadar mă conduc mai departe, egal aici mai departe, adică cu cine spune? Egal cu 8, 8 pe lângă 8 pe lângă 1 plus radical din, luăm așa ca să vadă tot omul, radical din 1 plus radical din 3 totul la 2. Așa. Și egal mai departe cu 8 pe lângă 8 pe lângă 1 plus radical din 3. 8 pe lângă 1 plus radical din 3, nu mai ieșim în modul, e adunare, e pozitiv. În mod normal, se iese modul și trebuie să interpretăm cum trebuie, da? Dar 1 plus radical din 3 este un număr pozitiv și rămâne așa. Deci 1 plus radical din 3. Așadar, ce 1 plus ce 2? Deci avem următoarele chestiuni în momentul de față. Ce 1 plus ce 2 este egal cu 8 pe lângă 1 plus radical din 3? Și ce 1 ori ce 2? Așa. Și ce 1 ori C2, nu? Egal cu 64 radical din 3. Egal cu 64 radical din 3. Acestea sunt cele două relații. N-am finalizat problema. Se vede? Că n-am ajuns să găsesc pe C1 și pe C2 concret. Uh-huh. Deci suntem încă în etapa asta de tatonare. Ce să fac aici? Să scoate pe C1 în funcție de C2? Probabil că așa am să mă duc. Să scot pe C1 în funcție de C2. Și să vedem cum face. Adică C1 cât va fi adi? C1 e... 8 pe lângă toate. Da. 8 pe lângă... Da. Și minus 2. Minus C2. Așa. Da, Andreea. Uite-te. Bine, uite-te la proful online și vezi, mă vezi aici. Sunt la treabă, da. Da, da, da. Da. La revedere. Vine Andreea. Vine da. Interesant dacă sunt aici. Așadar, scoate pe ce unul a spus de aici. Egal cu cine. Ce unul...
este egal cu 8 pe lângă... C1 egal cu 8 pe lângă 1 plus radical din 3 minus C2. Și înlocuim pe C1. Minus C2, da. Minus C2. Și înlocuim aici și va fi... 8 pe lângă 1 plus radical din 3. 8 pe lângă 1 plus radical din 3 ori C2. C2. Egal minus C2. Minus C2 ar fi. Este minus C2, da. Minus C2, tot într-o paranteză dreaptă, adică C1 se mulțește cu C2, da? Da. Înmulțit cu C2 este egal cu cât cu 64 radical din 3. Nu ne rămâne decât să desfacem paranteza. Da, și o să fie 8 plus 8 radical din 3. Deci o să fie ce, Adi? O să fie așa. Deci, în paranteza pătrată... Deci, toată asta mulțit cu C2 și minus C2 pătrat. La distributivitate ne aplicăm, da? Deci apare următoarea relație. Te rog să o zici. 8 plus... 8C2, ca să fie mai ușor. 8C2 pe lângă 1 plus radical din 3. 8C2, da. Deci zicem 8... Lăsăm pe C2 la sfârșit ca să se vadă 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Da. Ori C2. C2. Minus C2. Minus C2 la pătrat. Egal cu 64. Egal cu 64 radical din 3. Și o să fie... Echivalent cu... Ducem totul într-un singur membru. Da. Ordonăm. Deci minus C2 pătrat ca o ecuație de gradul 2 în C2. Da? Deci o să zicem minus C2... Minus C2 la pătrat. Haideți să lăsăm în partea cealaltă, domnule. Hai să lăsăm în partea cealaltă cu totul, da? Da. Și vine C2 pătrat deodată. C2 pătrat. Hai să zicem cu C2 la pătrat. Minus 8 pe lângă. Minus 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Ori C2. Hai, facem binomul acolo. Așa. C2 plus 64 radical din 3. Egal cu T. Egal cu 0. Dacă sesizăm să fie un pătrat perfect, ne-am scos. Ce 2 avea? 2 ori. 2 ori C2, adică de 2 ori C2. În 8 la avem pe 2. Da. Și rămâne 4 pe lângă 1 plus radical din 3. Mulțim cu 4. 4 pe lângă 1 plus radical din 3. E partea a doua și asta la pătrat se fac 64 radical din 3. Deci așa trebuie să... Visăm. Visăm. Da? Visăm la ce? Uite, Ade și cu Miruna. C2 pătrat minus de 2 ori C2-ul, de 2 ori prima parte, ori a doua, fiindcă 2 l-am avut, 4 pe lângă 1 plus radical din 3. Deci partea întâia este aici, la C2. Partea a doua este asta. Și plus 64 radical din 3, care ar trebui să fie partea a doua la pătrat. Să o luăm separat, domnule, profesor. Păi, domnul deoparte, da. Partea a doua la pătrat. Adică, ce o să fac? O să iau pe 4 pe lângă 1 plus radical din 3, să ridic la pătrat. Să putem da așa ceva. Da, dacă ne dă, suntem mari. Așa. Ar fi fain de tot, da? Și gândim. 4 pe lângă 1 plus radical din 3, totul la pătrat, azi, egal cu? Totul la pătrat, domnul. Da, totul, tot cu tot ăsta, da, și cu 2, și cu 4 ăsta. 4 la 2, 4 la 16. 4 la 2, egal cu 16. 16 pe lângă. 1 plus radical din 3, totul la pătrat. Și să-l ridicăm, să-l ridicăm. 1 plus 2. Plus 2, radical din 3. Da. Plus 3. Plus 3, da. Da. Să vedem cât face 16, 1 și cu 3, 4, 16 ori 4, 4, dar mai este 4 plus 2 radical din 3. Aici în paranteze 4 plus... Dar nu putem să desfacem. Hai să vedem. Mai desfacem acum. Acum desfacem. 16 ori 4 face 64 și plus 16 ori 2 radical din 3, care nu-l mai avem acolo. Din păcate, nu-i binom pătrat. Visul nostru n-a s-a spulberat, n-a ținut. Ne apucăm de formula de rezolvare cu A, B și C, delta, ecuație de gradul 2. Vedeți cum faceți voi algebră fără să vreți? Da. Deci îl sufleați. Geometria s-a transformat în algebră până acum. Da, sigur.
Calculul algebric este prezent la geometrie, da, foarte des. Cu BD, cu DC. Hai mă, cu alfa, dă. Da. N-ai. Deci, hai să vedem în urmă acum. Deci ce facem în momentul de față? Ecuația este asta, da? Care? C2 pătrat. Da, o vedem aici. C2 pătrat. Minus 2, minus 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Hai să șterg și asta, da? Deci A egal cu cine? A, da, amic. La ecuația de gradul 2 avem așa. A, x pătrat, vă amintiți, plus bx, plus c, egal cu 0. A de delta este egal cu b pătrat, minus 4ac, da? Da. Formula delta egal cu b pătrat, b pătrat minus 4ac. Și în cazul nostru, să vedem A-ul cât este aici. Ne uităm. A-ul e 1. B-ul este 8 minus 8 pe lângă 1, dar toate chestia aceea. Minus 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Iar C-ul este 64 radical din 3. Da? 64 radical din 3. Și atunci zicem, delta este egal cu Miruna, te rog. Delta este egal cu minus 64. Minusul la pătrat e plus. 64, da. Deci vine 64 pe lângă... Mm. Am mai făcut 4 plus 2 radical din 3. Știți, da, de ce e 4 plus 2? Acolo, l-am mai ridicat, din ea o radical. Acolo, acolo. Da, la ce avem scris? 4 plus 2 radical din 3. Plus 2 radical din 3. 4 64 radical din 3. Minus 4 ori A ori 1 plus 56, ori C-ul care este 64 radical din 3. Radical din 3. Și calcul, lucrăm. Și calcul. 64 ori 4. 256. Plus 64 ori 2, 128. Radical din 3 minus 256 radical din 3. Și radical din 256 plus... Nu e radical, 256. Da, 256 minus... 256 e jumătatea. E jumătatea, da? Deci minus 256. Minus 128. Minus 128. Radical din 3. Nu. Da, minus 128 radical din 3. Și deci 256 minus... 128 putem să dăm în 4. Da, egal cu 128 pe lângă... 2 minus 3. 2 minus radical din 3. Și dacă luăm un 2 de aici, din 128, ne rămâne 64, și 2 acela îl băgăm în interior, să vedem cine este. 4 minus egal cu... cu 60, cât am zis? 64. Da, pe lângă 4 minus 2 radical din 3. Da. Și Adi, te rog să-mi spui ce este aici. 4 minus 2 radical din 3. Bine. Care e bine? 1 plus minus 1 minus radical din 3 tot la 2 sau radical din 3 minus 1 tot la 2. Exact. Dar nu plus, cum am dat mai înainte. Nu cu plus, pentru că acum e de două ori prima parte mulțit cu a doua. E și minusul aici. Deci este egal cu 64 pe lângă 1 minus radical din 3 totul la a doua. Sau tot atât de bine poate fi scris egal și cu 64. Și vă rog să spuneți de ce vreau eu să scriu așa. Pe lângă radical din 3, minus 1, totul la a doua. Pe 8 la a doua. Ca să nu scoateți în modul. Ca să nu scoateți în modul, că ar pus cu la delta. Cu 1 minus radical din 3, în modul trebuia spus. Sigur că da. Deci, v-am arătat că, dacă am avut grijă să întorc, că 1 minus radical din 3 este același lucru cu radical din 3 minus 1. Nu e nicio problemă. Că minusul la a doua face plus. Da? Și atunci, să ne amintim formula. Care era formula? X1, 2. Să spunem C1, 2. A, C1, 2, da. Că C2 și C1 vor fi una din cele două valori. Corect, C1, 2. Deci, C1
sau C2 este acolo, nu? Uh-huh. C2, 1-2. Adică C2, valoarea aceea, în cele două variante, 1-2, da. Egal cu... V-am zis, la minus B plus sau minus radical din delta supra 2A. Și egal cu... C2 e 1, ca cum puneți. Sau tot ăla. Și egal că încă lucrăm. Egal cu minus B. Ne uităm B-ul. Cine este la... E minus 8 și o să fie 8. Este minus 8 pe lângă 1 plus radical din 3 și minus acolo, de formă, face plus 8, da? Deci rămâne 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Nu știi că... Da? Pe lângă 1 plus radical din 3. Plus sau minus radical din delta. Dar delta cât este? Uitați-l aici, e 64 pe lângă... Pe lângă 4 plus 2 radical. Nu, pe lângă radical din 3 minus 1. L-am și aranjat. 64 pe lângă radical din 3 minus 1. Da. Dar l-am aranjat, l-am prelucrat, Adi. Tocmai l-am prelucrat ca să-mi vină bine. Pe lângă, cine am spus? Pe lângă radical din 3 minus 1 la pătrat. Supra 2A. 2 ori. 2 ori. 2. Și egal mai departe. Și crezi că 8 cu 2, domn profesor, nu? Nu. Nu? Da. De ce nu? Pentru că e adunare. Sigur că da. Atenție e multă. N-avem cum. Adică, din grabă, simplificăm pe 8 cu 2 aici. Dar știți că ce depinde să vede? Da. Foarte depinde să vede așa. Dar n-avem voie că aici e plus minus. E adunare. Deci va fi egal cu 8. 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Plus minus. 64 iese 8. Da. Deci iese din radicalul, de sub radical iese 64 și va fi 8. Da, 8 pe lângă. Radical din 3 minus 1 la pătrat scapă și am altfel, trebuia să ies în modul și schimbam semnul, da. Dacă era 1 minus radical. Acum nu mai am nicio treabă, iese frumos, bine, radical din 3, cât face radical din 3? 73. 3. Da? Minus 1. Deci e un număr pozitiv. Da. Deci de aceea rămâne așa. Radical din 3 minus 1. Totul supra 2. 2. Dăm pe 8 în factor comun, domn profesor, și ca să simplificăm. Scăpăm de obsesia asta. Deci dăm pe 8 în factor comun. 8 pe lângă. Ce rămânea din primul? 1 plus radical din 3. 1 plus radical din 3. Și acum cum facem cu plus minus, domnule? Și zicem o paranteză rotundă aici. Da. Plus minus. Punem paranteză rotundă. Radical din 3 minus 1, da? Radical din 3 minus 1. Totul supra 2. 2 acum cu 8 se simplifică și vom avea aici 4. Da. Și iată se facem C2 1 și C2 2. Da. Da, nu așa. C2 1, 2, da? C2 Tot 1, 2 luăm? Adică varianta 1 și varianta 2. O să vă explic de ce fac așa. Îndată veți înțelege când finalizez. Deci aici va veni cât 4. Pe lângă. Pe lângă, toată povestea asta. 1 plus radical din 3. Deci 1 plus radical din 3. Atunci zicem C2 1. Exact. Că luăm cu plus. Corect. C2, 1. 1 plus radical din 3, plus radical din 3 minus 1. 1 plus radical din 3, adică plus, iau varianta cu plus. Da. Plus radical din 3, radical din 3 minus 1. Nu m-am la numitor nimic, am simplificat mai devreme. Și o lucrăm, 1 cu minus 1 se duce. Da. Radical din 3 și radical din 3 fac 2 radical din 3, ori 4. 8 radical din 3. Și celălalt? C2-2. C2-2 este egal cu C2-2. 4 pe lângă varianta 1 plus radical din 3 minus radical din 3 plus 1. Minusul schimbă semnul. Acoi plus radical din 3 minus radical din 3. Deci se reduc. 4-2-8. Ei bine. Mergem cu prima variantă. Dacă C2-ul ar să fie egal cu 8 radical din 3. 8 radical din 3. Atunci rezultă că C1 va fi C1 este am văzut noi
C1 plus C2 făceau cât? C1 plus C2 am avut un C1 în pătrat plus... Dar trebuie să aveți 2 pe care e, mai formula mai mică. C1 plus C2 e egal cu... Miruna. C1 plus C2... Pe care e tută uite? C1 plus C2 e egal cu... La mijloc, l-am aflat. Hai, haideți să mă duc aici. O pe lângă 1 plus radical din 3. O pe lângă 1 plus radical din 3. O pe lângă 1 plus radical din 3. Deci C1 plus C2... Încă o dată. C1 plus C2 egal cu... 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Radical din 3. Așa am bine, da? Da. Și dacă pe C2 îl știm că e 8 radical din 3, da. C1 va fi tot numărul ăsta minus C2, nu? Uh-huh. Este scris. Da. Deci C1 va fi 8 pe lângă 1 plus radical din 3 minus 8 radical din 3. Minus 8 radical din 3, da. Desfacem paranteza aia, nu? Sigur că da. Și vine 8 ori 1, 8. Minus 8 radical din 3. Plus radical, 8 radical din 3. Minus 8 radical din 3. Se reducește la 2 și faci 8. 8. C1 îți dă 8. C1 e 8. Adică C1 e varianta asta, la asta, lui C2. Aha. Și dacă îmi face invers, e invers. Tocmai. Și atunci cele două valori sunt C1 și C2. Aha. Deci n-are rost să zic C1, 2 și... 1, 2, aha. Am făcut eu ca idei ca să vă convinc, da, de treaba asta. Aha. Deci rădăcinile ecuației acestea sunt C1 și C2. Deci rădăcinile ecuației acestea sunt C1 și C2. Ați văzut că am luat-o pe C2 o radical din 3, mi-a dat că ce... 8. E cealaltă valoare, da? În final, la întrebarea, care sunt catetele, răspundem. C1, o catetă este 8. Și cealaltă catetă, nu are importanță. Da. Cealaltă catetă este 8 radical din 3. Radical din 3. Asta este. Deci calculul algebric a fost... Aici totul a fost calculul algebric. Că așa era ca și problemă din geometrie, n-a fost... Formularea era foarte importantă. Adică aria. Cu cine este egal cateta 1, cateta 2 pe 2. Odată. O știu. Da? Și pe urmă Pitagora. O relație între C1 și C2. O altă relație între C1 și C2. Deci mi-mi trebuiau două relații între C1 și C2. Da. Iar de acum calculul de acolo m-a dus în calculul algebric. Mi-a trebuit să întreb un profesor aia cu raza mică și raza mare. Da. Mai există și... De exemplu, când în ce situații zice ea că avem raza mică și raza mare? Mai există și alte situații cât asta? Cum? Adică două cercuri... Păi, totdeauna avem rază mică și rază mare. Dar totdeauna. Când faci și referiri la un triunghi. Deci avem rază mică și rază mare. Raza mică înseamnă, e vorba de cercul înscris în triunghi. Ai auzit? Și raza mare e cercul... Cercul scris triunghiului. Deci notați, iar mic și iar mare, iar mic, respectiv iar mare, este în legătură cu triunghiul. Da? În legătură cu triunghiul. Deci nu putem vorbi de el mic și el mare în general. Ai înțeles sau îți fac un profesor un desen ca să vrei? Da. Un desen. Un desen, vrei? Facem repede un desen și zicem așa. Deci un triunghi. Miruna. Deci un triunghi, la întâmplare, în orice triunghi putem înscrie un cerc. Corect. Și unde se găsește centrul cercului înscris? La mulțime, la intersecția bisectoarelor. Intersecția bisectoarelor. Pentru că noi căutăm acel punct care să fie la egală distanță de toate laturile. Da? Și ca să fie la distanța, la egală distanță de laturi, numai pe bisectoare se află. Cu alte cuvinte, A, B, C, triunghiul acesta, A, B, C. Da? Ei bine, cercul care este înscris în triunghi tangent laturilor, deci cercul care este înscris în triunghi tangent laturilor, este cercul înscris în triunghi. Și raza mică. Și aici vorbim de raza mică. El, la el am el mic. Legătură cu triunghiul. Când... De aceea ermica, Miruna, ermica e egal cu S, aria triunghiului, supra semiperimetru. Da? Unde P, am notat cu S. Aria. S egal cu aria triunghiului ABC.
și cu P semiperimetru, adică A plus B plus C, supra 2, da? Dar, repet, insist cât se poate de tare, că e în legătură cu triunghiul. Și R mare care e? R mare este cercul care este circumscris, adică triunghiului. Ce face? Trece prin vârfuri. Și unde se găsește centrul cercului circumscris? Mediator. Media, lasă zic, se poate să spui mediare sau spui mediatoare, lasă eu să fac. Da? Ca să nu greșesc, mă lăsați pe mine la sfârșit. La intersecția mediatoarelor căutăm acel punct care să fie la egală distanță de capetele segmentului, da? Deci, iată, mediatoarea asta, cu mediatoarea asta la altă de aici, da? Mediatoarea ce asta, se întâlnesc într-un singur punct, da? Și acel punct este cel care mă interesează pe mine. Ducând acum compasul și cu vârful până, trece exact prin vârfurile triunghiului. Da? Exact prin vârfurile triunghiului ABC. Și așa am văzut cercul raza circumscris triunghiului. Raza mare. Da? Și aici am el mare. Adică de aici până la B sau la C sau la A, este el mare. Da? Și acest el mare, acest el mare este egal cu ABC supra 4 S. De 4 ori asta. Știi de unde vine? De unde vine chestia asta? Învățăm formule de astea de nebunim. Plecăm de la arii. Cu cine este egal area unui triunghi? S egal cu baza ori înălțimea supra 2. Sau egal cu produsul a două laturi, ori sinusul unghiului între ele, da? Când înălțimea apare printr-un sinus acolo. Deci, BC ori sin de A supra 2. Deci, două laturi înmulțite, ori sinusul unghiului dintre ele, dintre D și C. Ia, ori sin de A pe 2. Și acum ne uităm. BC, A1. Am vorbit într-una din zile despre teorema sinusului, care spune așa. În orice triunghi are loc, teorema sinus, care spune așa. A supra sin de A egal cu B supra sin de B. Și egal cu C supra sin de C. Și egal cu diametrul, 2R. Da? 2R. Și acum mă opresc de aici, A supra sin de A egal cu 2R. Eu pe asta. Da? Raportul asta. Și am să am A supra sin de A egal cu 2R. Și îndată ce fac acum? Scot pe A de aici și, nu pe A, pe sinus de A. Da? Pe sin de A, ca să înlocuiesc aici. Corect. Sin de A cu cine îți va fi egal? Cu A supra 2R. Corect. Da? De sin de A, adic, sin de A, un termen dintr-un raport, egal cu produsul ăstor două, mulțit la, împărțit la al treilea. Deci de aici rezultă că sin de A egal este egal cu A, A supra 2R. A mic supra 2R. Și acum sin de A miruna le ducem aici. Și da. Vine S. Deci rezultă că S este egal cu B ori C pe da. 2. Ora. B ori C pe 2, să lăsăm așa, ori sinus de A. Adică ori A supra 2R. Corect. Ori A supra 2R. Și atunci apare ABC. ABC supra 4R. Da. Și rada. Ei, și dacă este egal cu ABC supra 4R, deci iată la ce am ajuns aici, R, egal cu ABC, I nu R, yes, 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 egal cu ABC, supra 4R, de aici scot pe R, R, egal cu R, deci sus vin S-ul jos. Corect. Deci R egal cu ABC,
supra 4, yes. Și am văzut formula de unde vine. Deci avem teorema sinusului, teorema cosinusului, sau Pitagora generalizată. Aceste lucruri trebuie să le știm. El mare, el mic, dar dacă știm și din unde vin, nu mai e emoții. Odată când ai un gol, un lapsus, așa, și nu se amintești, dacă ai de unde știi de unde să le iei, ai făcut treaba. Și asta, cu raza mică, raza mare, de lămurie. Deci, clar, el mic înseamnă S supra P, el mare ABC supra 4 S. Hai că mai ai niște probleme. Vă amintiți, S egal cu radical din P pe lângă P minus A pe lângă P minus B pe lângă P minus C. Da? Iată lucruri care trebuie și foarte bine știut. Acum am altă problemă, vă rog. Calculați raza C prin triunghiul ABC și raza cercului circumscris triunghiului ABC, dacă vezi? Cu ABC, triunghiul ABC. Ți-am spus, nu mai e legătură cu triunghiul ABC. Da? Da. Deci, R mare, R mic egal cu cine? În triunghiul ABC, dacă, te rog să-mi dai ipoteza. Calculați raza cercului înscris în triunghiul ABC și raza cercului circumscris triunghiul ABC, dacă AB egal cu AC și egal cu 15 cm. AB egal cu AC și egal cu 15 cm. Și BC egal cu 18. Și BC egal cu 18. Adică, deci știm toate laturile triunghiului. Da? Formula lui Her... Nu. Da, formula lui Her, da. Și în cele ce? R mic egal cu cine? Și R mare egal cu cine? Ok. Și acum, cum procedăm? Păi, ca să aflăm mare, avem nevoie de formula lui Heron. Yes, exact. Adică, radical din P pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Unde P este egal cu? P este egal cu A plus B plus C pe 2. Da. Și atunci P va fi egal mai departe. Va fi ce rezultă că P o să fie egal cu 15 plus 15 și plus 18 pe 2. Da. 48 pe 2. Deci 48 supra 2. 24. 24 e pe mic. Și acum yes, mare egal cu radical din 24 pe lângă 24 minus 15 pe lângă 24 minus 15 și pe lângă 24 minus 18 egal cu radical din 24 ori 9 ori 9, da, ori 9 din 9 ori 7. 6. 6. Ori 6. Și iese 9 ăsta, adică e 9 de 2 ori, deci 9 da. Ieșit. 9. 9, radical din... 24. 6 ori 4, da? 6 ori da. 4 fac 24, iese 6. 6. Și rămâne 4, care face 2. Da. Deci ori 6 și ori 2. Așa face... cât face? 54 ori 2, 108. 108. Asta este, asta e area. Și dacă știu area triunghiului, ne amintim că R mic egal cu cine? R mic, spune Marie. R mic e supra P. Ziceți formula, măi, ca să vă obișnuiți. Așa e. S supra P. Egal mai departe cu S care am aflat-o. 108. 108 supra 24. 24. Ce face, iată cât face aici. Merge de câte ori? Din... Fix nu cred că merge. Nu merge, nu? De două ori. Hai să două. Mai simplificăm că... A, simplificăm pentru 2, vrei tu să da, așa, 54 AD supra 12. 12. Și mai doi. Merge prin 2. Și face 27. Pe 6. 6 din 3 și face 9 pe 2. 2. Adică 4,5. Iar mic e egal cu 4,5. Și iar mare este egal cu iar mare egal cu A ori B ori C ori 4 S. Și egal cu 15 ori 15.
Deci 15 ori 15 ori 18 laturi 100 supra de 4 ori 108. 4 cu 18 se simplifică. 4 cu 18 printr-un 2, da? Da. Deci 2 aici și sus 9. 108 cu 9. 9. Sigur merge vreo 12 ori. Deci merge o 12. Dată, 12 așa. Și acum... 30 avem, nu 30, 15 ori 15, 225, domn profesor. O secundă, mai putem simplifica printr-un 3, prin 3 15 aici, 5. Rămâne 4 jos 5 și 5 sus. Și cam atât. Și 15 ori 5, 75, supra 8. Și atât. Și putem face împărțirea. Da, da? Cu virgul. 0, 0, 0, 0, 0. Da. 0, cât? Păi cât din 8 ori 9, 72, nu? 9. 9. 72. Și rămâi 3, 30, merge de cât? 3 ori 8, 24, 60. Cât merge de 5, 6, 6 ori 48, nu? 60 am zis? 60, da. Da? Păi vine cât? 7 ori 56. Da, 40. 40, s-a văzut. 40, 5 ori, da? Da. 5 ori 40. Cam atât. 3, 9,375 e raza mare. Raza mare, raza mică. Deci ce lucruri am clarificat? Hai să vedem. Teorema aici. Aici, da. Mare și R mic. Și că astea sunt în legătură numai cu triunghiul. Deci R mare și R mic numai cu triunghiul. Nu mai avem nicio cercul să fie mai așa, mai așa, tangente interioare, nu. Deci nu discutăm. De aceea, R mic egal cu S supra P la triunghi. Și semiperiferic. Mai atunci este mare și mic? Numai atât, tu insist de când am început. Ce zici, domnule? Și când avem cerc în cerc? Dar ce treaba mea acolo? Cerc în cerc, sunt două cercuri acolo, unul interiorul celuilalt. Da, și una mai mică, o rază mai mică, una mai mare. Dar nu raza deci, aia era portată. Nu vorbim de rază mare și rază mică, în general, ci rază mare și rază mică e legat de triunghi mai. De aia am de da? Deci, Miruna, pentru asta am tot insistat și am insistat și insist din nou. Deci, R mic și R mare, ca formulare, orice problemă, e în legătură numai la triunghi. Numai la triunghi. R mic și R mare. De aia R mic egal cu S supra P, S area triunghiului P semiperimetru, cele trei adunate supra 2, R mare e ABC, cele trei laturi înmulțite supra de 4 ori area. Deci, notați-vă așa, R mic, R mare, R mic, virgulă, R mare, se face referire, deci când vorbim, când deschidem gura și facem discuții despre R mic, se face referire doar în legătură cu triunghiul. Și în paranteză spuneți, R mic este raza cercului înscris în triunghi. Da? R mic este raza cercului înscris în triunghi. De ce R mic egal cu cine? R mic egal cu SPP. E supra P, da. Iar R mare R mare este raza cercului circumscris triunghiului. Da? Circumscris triunghiului și R mare egal cu ABC supra 4 este. Te rog să mai citești o problemă. Să vedem ce mai are. Am observat, nu știu dacă și are, dar Mieruna are probleme la probleme care se pun în regulă cu ajutorul ecuațiilor, știți? Probleme de pus în ecuație, nu? Și eu am o dificultate. Deci are și el, vedeți? Și Mieruna la fel. Mama ajută. Deci, cel puțin aia cu elevii și cu asta, i-am explicat-o pe desen și după aceea mi-a spus cum îi faceți cu Daria. Dar mai dar are probleme. Dar cum se așează câte doi în bănci? Deci nici tu nu știi pe aia. Lasă-mi tu explic eu. Dar ai făcut-o, măi. Faceți asta. Ia uite, ai făcut-o cu taică tu. Ziua pe aia Mieruna cu 60 și... Da, nu, dar el a făcut-o singur, că a avut o problemă în clasă. Câte 61, câte da. Câte da, clasă, dar așa ca să... Păi mi-a rezolvat-o dacă te explici un profesor.
Ne-am rezolvat o maștă noi. Foarte important. Repede, hai. Dacă e aia. Nu aia cu probleme. Probleme de aceste de pus în ecuație. Exact, păi are Miruna, are. Probleme de pus în ecuație. Are și chiar nu știi, domnul profesor. Tot, și încercăm să vedem. E vorba să citim cu atenție problema. Exact. Și toate afirmațiile făcute trebuie spus în corelație. Dacă toți elevii unei școli s-ar așeza câte 48 pe un rând, sau câte 72, sau câte 60, ar rămâne de fiecare dată 3 elevi. Să se afle numărul de elevi din școală, știind că numărul lor este cuprins între 700 și 800. Acum mai citim o dată. Ce ai făcut mai devreme, n-a avut nicio relevanță. Exact. Când de citit problema, o citim rar, ca și să clar. Prindem... Deci dacă toți elevii unei școli s-ar așeza câte 48 pe un rând, sau câte 72, sau câte 60... Să stop aici. Stop. Cum înțelegem noi că elevii s-ar așeza câte... Câte 48 întâi. 48 pe un rând. Adică, nu dăm voie numele elevilor. Dar nu așa cum am rezolvat-o noi. Trebuie să vedem câte bănci sunt în clasă. Nu bănci, mă. Toți elevii unde e școli s-ar așeza într-un rând, în curtea școlii. Deci în curtea școlii, toți elevii școlii ies afară. Toate clasele, da? Exact. Și ei, pe ei se aranjăm câte... 48 întâi. Câte 48 pe un rând. Pe un rând. 48 pe un rând, alți 48 pe alt rând și mai departe. Exact. Da? Deci, pe rândul, rândul, dar fiecare rând se cuprindă câte 48. De elevi. Câte 48 de elevi. Da. Deci, dacă am pune câte 48 de elevi. Da. Pe rând. Adică, trebuie să vă închipuiți așa un rând în care să am aici 48 de elevi. Alt rând, iar 48 de elevi. Că pe fiecare rând stau câte 48. Și mai departe. Asta e o variantă. Da, stau câte 72. O altă variantă de distribuire a elevilor școlii ar fi aceea care punem 72, da? Sau câte 60. Sau câte 60, o altă distribuție. Câte 60. Nu știu câte rânduri ori fi, abar n-am. Ar rămâne de fiecare dată 3 elevi. Deci, și în cazul ăsta, și în cazul celălalt, ar rămâne câte 3 elevi. Și în cazul ăsta. Și în cazul ăla, câte 3. Deci, 3 elevi. A rămâne pe din afară. 3 elevi. Tot așa și aici, la distribuția asta, tot 3 elevi. Și din coace tot 3 elevi. Să se afle numărul de elevi din școală, știind că numărul lor este cuprins între 700 și 800. Deci, numărul total al elevilor este cuprins între 700 și 800. Da? Să spunem, N, numărul de elevi, da? Da. Și 800. Cu alte cuvinte, trebuie să-l descoperim pe N ăsta, care e între 700 și 800, între 700 și 800, știind că dacă îi punem câte 48, rămân 3 în afară. Dacă îi punem câte 72, rămân 3 în afară. Și dacă îi punem câte 60, rămân 3 în afară. Corect. Cine este numărul acesta, el? Numărul. Da. Cum îl aflăm? E egal cu 48 ori rândul, ridicarea 48 ori până tăm cu X, rândul cu 72 cu... Z, rândul cu 60. Numărul rândurilor, da? Numărul de rânduri. Deci, aici, la 48, Miruna, tu să spună numărul de rânduri de 48 egal cu X, da? Numărul de rânduri X. Deci, scrieți așa, X egal numărul de rânduri, numărul de rânduri, în varianta, varianta
Care e varianta? 48, da? Da. 48. Cu Y. Numărul de rânduri în varianta 72. În varianta 72. Și cu Z. Numărul de rânduri în varianta 60. Și deci X egal cu numărul de rânduri în varianta 48, Y egal cu numărul. Și Z egal cu numărul de rânduri în varianta asta. Și atunci, aștept de la voi. N egal cu 48, X plus 3. Așa. Deci avem o variantă. N egal cu 48. Ori câte rânduri sunt? Ori câte rânduri sunt? Ori X. Plus, câți au rămas? 3. Tot e ăsta egal cu 72 Y plus 3. Y egal cu 60 Z plus 3. Da? Da. Acum e minus 3 egal cu 4. Sigur că da. Echivalent. O altă aranjare acum. Ar fi că e minus 3 egal cu 48 X. Egal cu 72 Y și egal cu 60 Z. Egal cu 72 Y și egal cu 60 Z. Deci, N minus 3 egal cu 48 X egal cu 72 Y egal cu 60 Z. Acum am să mă ocup de asta. Relația interesantă este 48 X egal cu 72 Y egal cu 60 Z. Găsim cel mai mic multiplu comun. Nu, hai să împărțim, să mai simplificăm asta. Mie nu-mi place cum arată. Prin 12. Prin 12 și peste tot se poate împărți, da? 12, da. Deci împărțim totul prin 12. Și avem 4. 4X egal cu 6Y egal cu 5Z. Egal cu 5Z. Ei, cine este X, Y și Z? Da, cine este X, Y și Z, Miruna? Care știi că sunt numere naturale. Da. Că nu se poate să fie trei rânduri și jumătate. Corect, sunt naturale. Știi. X, Y și Z sunt numere naturale, naturale, clar. Da. Ei bine, bun. Încă să aibă loc relația asta. Facem N minus 3, multiplu, cel mai mic multiplu comun al lor. Sigur că 4, da, cel mai mic multiplu comun al lui 5, 4, 6 100, și 5. 108. 108? 4 ori 3, 12 ori... P2 ori 3, 6. Și-l avem în 2 la a doua, la 4, nu? 4 deci, ori 3 ori 5. 4 ori 3 ori 5 este. 4 ori 3, 12. Ori 5, 60. Doar 60, da, aici. Noi le-am făcut la numerele de sus, fără să simplificăm domnule. Bun. Ne trage și vă amplificăm acolo, dar cel mai rapid este așa, să vedem. Cât să fie multiplul comun al acestor trei numere, 4, 6 și 5. 4 ori 3. Deci 4 ori 3, că sunt numele prime aici, nu? 4 ori 3 ori 5. Adică 4 ori 5, 20 ori 3, 60, da? Așa. Ca să aibă loc 60, să aibă loc 60, 4 cu X-ul cât trebuie să fie? Cu 60 împărțit la 4 face 15. Y-ul cât trebuie să fie ca să aibă loc? 10. Și Z-ul? 4? Nu. 12. 12, da? Da. Deci X, Y și Z sunt aceste numere. 15, 10 și respectiv așa ceva. De acord? Da. Dar nu uitați că este și multiplicat cu 12, că noi am simplificat prin 12. Din nevoie, dar ne e și mai ușor. X, Y și Z și atunci numărul de rânduri cum era? Păi, 3. Dacă X-ul este 15, 15 ori 48. Așa, numărul de elevi acum. Da? Deci N-ul va fi egal cu 48 N minus 3. N minus 3 egal cu 48. 8X. Ori X. 48 ori? X 15. Ori 15. Și vă rog să vedeți cât bătă. 48 ori 5, repede, copii.
48 ori 15. 480 și cu 240. 600. 720. 720, da? A, așa zic eu, domnul profesor, la calculul meu. A, e, calculatorul nu merge. Da, da. Da. 720. 720. Da. Și atunci el va fi egal cu 723. 723. Exact. Și dacă faceți și cu... Varianta care a făcut-o noi, a, așa, și varianta tot care... Tot același lucru. Exact. Tot același numărul ăsta am ajuns. Tot același număr de exact. 720. Hai să mai vedem o dată și ne oprim ocazia asta. Noi am făcut 48 atâta ori atât, 72 și am făcut cel mai mic multiplu comun și ne-a dat un multiplu de 100. 108 ori un număr. Exact. Deci povestea a fost aici să fac simplificarea și să știu că x, y, z sunt numele naturale, lucru foarte important. Și de aici cel mai mic multiplu comun. Da, cine o dat, da. Și nu ușor, da. Deci destul de simplu. Să vedem ce am... Vreau să insist să vă spun așa. La matematică este interesant să ai răbdare, să pătruzi în probleme, să o dezbați bine, să vezi ce ți se oferă, da, ca informație și ce ți se cere. Și tu trebuie să faci legăturile pe baza informațiilor care le ai. M-am povestit la cursul ăla când eu picat în anul de la analiză. Exact. Avea o teoremă pe care n-am citit-o niciodată. Era de două pagini și eram stresat, nu puteam să o citesc. Și ghinionul a fost că m-am dus la și exact teorema ce vă picam. Și atunci că eu știam tot cursul, tot. Aveam toate informații fără să știu pe aceea. Și am spus, ce fac acum? Dau biletul înapoi, mă sancționează cu două puncte, nu știu. Și am zis, am jucat teatru și am spus, nu mi-am inteles teorema. Și profesorul mi-a dat teorema, mi-a enunțat-o și atunci mi-a zis, băi, bun, asta o citesc pentru mată. Asta ți se dă, asta ți se cere. Am tratat-o ca o problemă. Și ceea ce mi s-a dat, am putut traduce, ce mi s-a cerut, am tradus și am căutat să fac o mențiune acolo între ele, să fac lipitura între ele. Nu prea am făcut-o, profesorul a fost foarte surprinsă că fac o demonstrație care nu exista niciodată în literatura specialitate. Așa și voi trebuie să credeți în voi, să înțelegeți, nu mecanic. Ăsta este motivul pentru care eu mă bat de atâta vreme, iată, sunt 2 ani de zile acuși, de când lupt împotriva părții mecanice și nu reușesc să vă demarșez. Și la ăsta mici la fel. Acolo e dramatic. Și la ei este, cum să spun, încă ca pe atâta mi-ar trebui ani de a rândul, ca să îi debarasez de sistemul ăsta. Nici nu știu dacă reușesc vreodată. De așa s-a implementat chestia asta. Mecanic. Învățăm formule și azi vă învăț măniurile. A făcut dovada clară Miruna când făceam sinus de 30 de grade. Am vrut să vă arăt acolo. 35 la 45 și a spus, trebuie să-l învăț, care e problema? Ce mai strădui acolo să facă triunghiurile? Ce să faci mai? Și aia stă pasivă, care a fost o formă de revoltă la tine. Da, e prea mult isopor. Da, au spus, decât să fac chestia asta, mai să învăț, nu le învăț și care e problema. Și le-ai învățat și până le uiți. Și spui eu niște trăzdai la lucrare. Și ai dat niște greșeli și cu asta pastă. Eu vreau să vă rog să înțelegeți că matematica adevărată se face aceea în care vezi firul roșu. Totul curge. Nu aceea în care pui ca într-un sac niște informații, se învălmășesc acolo în memoria ta și când se dai peste ele, nu le mai poți scoate. Iese la suprafața alta, este o formulă proastă. Și uzura memoriei este fantastică, că păi, pe asta mizați pe memorie și la toate celelalte obiecte. Exact. Deci vă dați seama că la română, la istorie, la toate, toate cuvânt cu cuvânt. Citim acolo cuvânt cu cuvânt. Și când s-au făcut, le-ai scos din priză, dacă le-ai scos din priză, un cuvânt de-am uitat, salut, am plecat liniștit acasă. Trebuie să înțelegem, să ieșim din forma asta de a învăța. Este cea mai păgubasă cu putință. Ea doar e uzură, este o agresiune asupra intelectului, fără margine. Este lucru pe care nu l-am putut înțelege niciodată și nu-l pot înțelege. Vedeți că în continuare așa se predă. Toată școala românească asta face, pe baza memoriei. Știi să reproduci ad literam ceea ce a spus profesorul, ești bun. Nu spui asta, el la rândul lui nu poate să facă asta.
Și atunci el deschide cartea, la fizică, la istorie, la nu știu, deschide cartea, eu spun la fizică, mă, așa, deschide cartea și citește rând cu rând. M-am povestit la clasa 12-a, un elev, profesor, citea cu așa și el din bancă, virgulă. Virgulă. Da. Ești obraznic. Nu, domn, dar dacă e virgulă. E virgulă, doamna. Am citit și am văzut și eu. Da. Eu și ăsta e cu asta, care și cuvânt cu cuvânt. Asta fac. Și a doua zi, ce să le dai tu? Ei nu sunt în stare să dai cât acțiune. Și el pe carte. Să vadă cu virgulă acolo. Am ajuns, asta este. Și copiii voștri sunt victime acestui sistem. Iar minciuna e la ea acasă. Că dacă vreți să... Nu întâmplător, revolta a fost atât de mare, când, mă rog, am spus-o de atâția ani de zile. Vă bate joc de copii și ai voștri, că și la rândul lor au copii care sunt în sistem. Da? Deci și copiii lor sunt victime acestui sistem, pe care ei îl gestionează. Dar asta, că asta e construcția? Ne mințim? Ne frăm căciula? Părinții participă la valul ăsta care ia, iată, se pot, se duc, se aranjează la admitere, la examenul cu tare, la clasa a 5-a, vezi ce faci, vezi cum poți să intri în loc. Dai peste cap toată structura. Să știi că în clasă copiii aceia, un an de zile, sunt cei mai buni și să te trezești când se răstoarnă totul și în felul ăsta, ce educație faci, ce se întâmplă cu copiii aceștia, este zic, dramatic. Și în sufletelul lor, când ei să știau că sunt acolo pe o anumită poziție... Da, nu se mai pot reface. Deși este un examen, doar este un prilej de a-ți bate joc. Este un prilej de a-ți bate joc. Pentru că nefiind cinstit și corect aranjat examenul, nu cinstit, e aranjat. Sunt locuri cumpărate, este un loc de bișniță. Este dramatic. Dramatic pe baza a ceea ce înseamnă ce? Mesajul este ăsta. Vezi că așa trebuie făcut, nu așa. Da. E trist, e foarte trist. Trebuie luptat din răsputere. Dacă la operație, chirurgul când trage cu bistiriul, rămâi pe masă, dacă luați stânga-dreapta, la școală nu se vede asta. Dar peste